Am făcut prin urșii mei 3.100.000, iar aici am luat un pepene 70 de lei, 7 kg, este 9,99 kg. Am luat și oase pentru cățelușa mea. Acum mergem acasă să vedem ce mâncăm și să tăiem pepenele astea, să vedem cum arată. Hai să vedem cum arată și pepenele astea. În premieră, prima dată când mănânc anul ăsta. Ați văzut că a fost destul de scump, 10 lei kilogramul. Mi-am mai tăiat aici un colț din melcul ăsta. Ia să vedem cum arată. Mai am un pic termin și ciorba. Wow! Wow, wow, wow! Arată super bine pepenele, nu vine să cred la câți bani a costat. Chiar eram curios să văd cum arată. Wow! Și cum miroase aici. Super tare! Uitați ce porție mare am aici. Mă duc sus să-l mănânc, să mă relaxez un pic și după aia să mai facem niște cardio. Să mai facem o oră de mers. Dacă stau să mă gândesc, nu e chiar atât de scump pepenele, pentru că kilogramul de căpșuni este 36 de lei. Știți că mi-am cumpărat eu căpșuni în vlogurile trecute, caserole din acelea de 500 de grame, am dat 18 lei pe o caserolă, deci vine 36 de lei kilogramul de căpșuni. Așa că 70 de lei un pepene de 7 kg, na, mi se pare foarte, foarte scump. Dar nici ieftin, bineînțeles. E bun. Chiar vreau să mai schimb căpșunile cu alte fructe. Abia aștept să apară pepenii grecești. Ăsta e din Brazilia. Pepenii grecești sunt mai buni. Și după aia, bineînțeles, pepenii românești, care sunt și mai buni. Am aici peste 1 kg de pepene urșii mei. O să mă hidratez super, super bine. Am mai băut încă 2 litri de lichide astăzi. Am mâncat și o ciorbă, deci 2 litri jumate. Am mai băut și o cafea, deci 2 litri 800. Și acum încă un litru, peste un litru aici. Ajung la 4 litri și este de-abia ora 4 jumate. Vă dați seama? Până de seară cred că o să ajung la 6-7 litri.